Salutare tuturor, Hristos a înviat! Ce mai faceți? Eram și eu pe site-ul ăștia de la EGT și am văzut că au făcut joc cu bonus buy de tip Mega Ways. Dar nu e licenția de la Big Time Gaming, adică nu folosesc mecanica lor. Da, primul joc de la EGT cu bonus buy. Facem un mic review așa ca să înțelegeți. RTP 96,46, destul de mare, un tip special, ești nebun pe 5 mini. Volatilitate 1 din 5 stele, zic cei de la EGT, adică Shining Crown are 2 stele, deci vă dați seama că ăsta e mai dezastru. Da, hai să vedem speciala. Barul e cel mai bun simbol, plătește 25 ori bet. În special sunt role diferite, atât. Văd mai multe world-uri. Nu există multiplayer. Dacă prins 4 scattere va fi repetare. Da. Au cam bătut joc de acest joc, că aveau succes, dar trebuia să-l facă volatilitate mare, cel puțin 3 din 5, cum zic ei. În așa fel nu poți câștiga, aia e problema. Te vei juca mult, dar nu poți câștiga, nu o să-ți dea câștiguri de retragere. Tu tot jucând, într-un final vei pierde, că nu prea ai șanse. O să plătească 1000x, 2000 poate, dar extrem de rare. Da, și-au bătut joc, au făcut și ei, o să fie jucat, că e interesant, singurul joc cu bonus buy, dar e o prostie totală. O prostie totală. Dă specială pe special acum. Da, o specială costă, imediat vedem după asta. Îi zic că costă 70x o specială până la info acolo, însă când cumpăr special aici mi-a doar 60x. E ciudat. Da, probabil mai sunt mici retușuri de făcut. Asta a plătit 25x. Deci vedeți, suntem pe 20 și noi plătim 1200, adică 60 orbet. Dar în info scrie 70 orbet. Acum nu știu care va fi. Dar dezamăgire totală. Dezamăgire totală. Poți câștiga cu multe baruri 25 orbet dacă ai câteva, nu știu, vreo 20 de combinații, ori 25, 500x. Tot nu-i bine. După cum vedeți, a treia specială care n-a dat 60x înapoi. Dar nici nu o să aveți foarte multe speciale proaste. Că nu. Iar e volatilitatea extrem de mică. Dai 1200 și primești 1100 înapoi. Și păstrează RTP-ul. Mari idioți ăștia. Mari idioți. Dar bine, pentru bani vă dați seama, ca să nu puteți câștiga, vă jucați cât mai mult. Ei și au procentul. Doare la basca. Hai să mergem un pic prin info aici. 5 scatere. Nu există 4 scatere. Plătește 6x. Da, 500. Adică 25 ori orbet. Pentru o linie de baruri. Apoi vine clopoțelul cu 5 orbet. Până la 200 și ceva de mii de combinații.
Are joc cu ăsta. Bine, asta nu înseamnă că o să lege ceva. Da, ciudat. Ciudat. Au încercat și cei mai în training cu, cu astea, cu, cu Mega Wise-urile. Da, și voi volatilitate 1 din stele. Gândiți-vă că ei zic că Shining Crown are 2 stele. Mari dormitoci. Aptu până la 200.704 de posibilități. Panoramă de joc. Și vreau să vă anunț și pe voi să... să stați departe, că... Da, chestia e că pe live o să ceară toată lumea. Cumpără ăsta, cumpără ăsta. E o panoramă de joc. O dezastru. Unul dintre cele mai proaste jocuri cu bonus buy existente. Da. Bun, cam asta a fost părerea mea despre acest joc. Vă doresc că Paște fericit și toate cele bune. Hai, v-am pupat, aveți grijă de voi. Baftă!